Hei, salut! Bine v-am găsit, domnilor și domnilor! Astăzi vreau să vă ridic uh, spre, nu știu, dezbatere sau un, să vă supun atenției o temă, zic eu, destul de interesantă, și anume imagine versus simțire. Și pentru asta ar fi să vă întreb: pentru ce intrați în relație? Pentru un statut pe Facebook? pentru o vacanță în Dubai unde să apăreți în poze de obicei singure, dumneavoastră doamnelor, domnii fiind cei care vă pozează. Pentru a nu fi singuri sau singure, pentru a vă bucura de viața de cuplu sau pentru ce? Pentru că am senzația că de foarte multe ori cele mai multe relații se bazează strict pe imagine, cultivând așa o zonă de narcisism destul de puternică. Și cumva este de înțeles pentru că trăim în era social media și cel puțin Instagramul este un mecanism care îți garantează gratificare instantanee, da? la gram cum ar veni. Fiecare poză este un gram de, de validare. Uh, întrebarea e de câte grame ai nevoie pe zi ca să îți iei destulă uh, validare pentru că aici se intră într-un joc, într-un cerc vicios și cu cât postezi mai mult, cu atât vei suferi mai mult în momentul în care lucrurile vor începe să scadă. Uh, prea mult exces de dopamină duce la depresie, țineți minte chestia asta, prea mult exces de expunere duce la uh, depresie, țineți minte și asta. Și atunci ar fi să vă întreb Relațiile voastre sunt mai mult o imagine sau sunt mai mult o trăire? Pentru că am stat și mi-am analizat relația pe parcursul anilor și mi-am dat seama că, într-adevăr, noi am avut suficiente poze și suficientă prezență în social media, însă nu în mod excesiv. Am avut grijă de chestia asta pentru că nu pentru poze suntem noi împreună, ci pentru a fi bine. Și unul și celălalt, și pentru a construi ceva de calitate împreună. Drept urmare, ar fi să vă întreb cum vă descurcați cu această presiune a expunerii în această viață în care noi așa există influencing, există persoane de un narcisism absolut feroce, care au devenit modele sociale pentru anumite pături de populație și care, noi așa, produc efecte, pentru că întâlnesc băieți care își doresc fete care să arate într-un anumit fel, ca cele pe care le văd pe Instagram, întâlnesc fete care își doresc doar un anumit tip de parteneri, care își permit doar anumite excursii, doar anumite vacanțe, lucrurile încep să fie mai mult despre imagine și mai puțin despre trăire, pentru că, din păcate societatea este destul de tare dezumanizată, scindată, evitantă, narcisică, puternic, dar în spate sunt foarte multe frici, foarte multe temeri și o dorință fantastică de conectare care parcă nu mai vine pentru că nu e așa blazonul, hăinuța, brandul, imaginea, filtrul este mai important decât atingerea și schimbul de priviri. Chiar vreau să vă spun atenției dezbaterea asta și să vedem ce părere aveți cum manageriați aceste vremuri din punctul ăsta de vedere. Pa.